Doamne, câte lucruri învățăm noi în această și cum se leagă de ele de pe o zi pe alta. Mai, da. mai. Deci e ceva, să vedeți dumneavoastră ce bine o să ne meargă nouă tuturor. Anul acum, viitor. Pe sfârșit de an. Că practic noi tot învățăm deja de ceva vreme. Ia uite câți oameni vin aici. Câte lucruri punem care... Eu am o problemă. Sora mea, eu am o problemă. Ce problemă? Numai una? Problema mea e că toată lumea mă ceartă și zice că nu e bine. Ce nu-i bine? Da, dar nimic. Că eu am zis clar, cum vorbeam cu Romeo, Romeo a înțeles. Eu am o energie masculină, așa trăiesc. Sigur că sunt femeie, sigur că... O ai mai potențată, o ai mai... Mai cutare. Da. Oh, nu e bine. Aseară mă întâlnesc cu Cristina Banu, psihoterapeut. E bine, dar aici nu e bine. Nu e bine. Ok. Și atunci, păi, știi ce m-am gândit eu? Frate, ce-o dat Dumnezeu și mă-i condiția Domnului să învăț din toate informațiile astea care vin către mine și sunt ca așa, ce-o dat Dumnezeu să înțeleg bine, ce nu, iarăși bine. Asta sunt și n-am ce-i face, alta mama nu mai face. Apropo de toate subiectele pe care le-am discutat astăzi la emisiune și ieri la emisiune și acum 5 luni toată și viața, acum da. Așa, mie mi se pare că toate au o explicație. Da. Totul se leagă. Uite, eclipsa. Pentru că tu ești frumoasă și nu te ceartă nimeni. Nu e vorba de asta că... Că de ce nu por fustă? Deoarece tu poți. Deci pe tine nu te ceartă din cauza. Că energia feminină prin fustă, știți, se leagă de... Și că, atențion, evenimentele se întâmplă. E clar, pentru toată lumea. Sunt unii care aleg să fie curioși, să asculte, să bage la cap, să acționeze diferit, să citească mai mult, să învețe mai mult, să le pese, practic. Sunt alții care zic, a, ok, la revedere, își văd de treaba lor. Dacă eu fac parte toată... din categoria celor care sunt atenți și la toate lucrurile astea. Eu sunt mai cu doamne, doamne, adică eu sunt pe partea alta. Lasă că ești cu doamne, doamne, mai ești tu cu ceva, cu energiile astea din lucruri. Am vorbit noi la un moment dat de haina de blană pe care a cumpărat-o... Ai dreptate. Sau cum o cheamă? Da. Exact. Gingașul. Așa. Ce părere ai despre aur? Fetiță. Aurul, bijuteriile, atenție... păstrează? Ce-i cu ele? Aurul înmagazinează în el niște energii fantastice. În momentul în care tu ți-ai cumpărat aur din altă parte... Decât de unde? De la magazin? De la magazin, nou. Nou din raft, să-l iei tu cu etichetă, pui într-o... Bine, sunt multe metode. Pui într-un pahar cu apă cu sare sau în apă curgătoare sau după ce îl pui în apă curgătoare cu apă cu sare, dacă se poate, îl scoți la lumina soarelui. Sau să dea afară. Să dea afară. Pe pat de sare la lumina lunii să dea afară, după care îl încarci tu cu propria, da, cu propriile tale intenții. Și atenție mare cine ți-l atinge. Uite, când porți rudraxa, de pildă, care are o putere fantastică, nu are voie să ți-l atingă nimeni. Pentru că ele, care au forma unui creier, în momentul în care sunt atinse, știți ce sunt rudraxele. Da. Uitați-vă pe net, s-ar putea să vă placă. Eu am mici, medii și mari. Port până aici. Dar în secunda în care m-a atins cineva, trebuie să... Zi, să le văd și eu. Vai, promit purtat, că n-ating nimic. Le-am purtat ani de-a rândul. Exasperasem pe toată lumea că nu mi-intra cam așa pe mine. Ceva în... Deci le purtam până aici. Bun. Toată lumea, te rog eu frumos, scoate-le. Bun, am înțeles. Deci, bijuteriile în special. Aurul și nu numai și celelalte păstrează și captează energii. Și atunci ce poți să faci? Este să le cureți sau, a la limit, să le bagi în altceva. Adică să le topești în să le cantitate mai mare. Dar dacă e ceva ce tu la un moment dat, cu dragoste și cu inima deschisă și cu speranțe mari și puternice către viitor, ai oferit? Păi nu-l mai ai. Iei înapoi? Nu. Cum să iei înapoi? Cum să iei darul, dragă? Da, iei înapoi. Pare să că Mihai Albu, fostul soț al Iuliei Albu, ar fi luat verigheta înapoi de la aceasta. Păi probabil la aceasta i-a dat-o. Sau aceasta i-a dat. Mai ales că dacă aceasta vrea ceva, aceasta obține ceea ce aceasta, vrea. Da, că altfel face ce aceasta dorește și face ce dorește. Da. Ce o vezi? Ia-o, mă! Doamne, iartă-mă-n ea! Și topește-o! Sau fă borș! Pe ea! S-o tăie! S-o topim! Drept urmare, povestea Mihai într-un recent interviu, cum că la momentul respectiv nu-și mai aduce aminte, dar crede el că s-ar fi dus și ar fi topit efectiv verigheta. Ți-aduce aminte că ai luat verigheta, te-ai zis la bijutier și ai spus vreau... Și ai zis și de scântec. Înțelegi ce zic, e imposibil. Bine, așa Mihai, dragul de el, în încercarea de a-și păstra discreția și bunul simț, când a fost întrebat, da, pantofii de ei făcut unei vestit în ziua anunții.
Unde e ei? Păi să vezi că i-am expus într-un magazin până la un moment dat când s-au citez ponosit, după care nu mai știu, ori fi într-un depozit sau nu mai știu unde sunt. Dar rochia pe care a purtat-o nevastă-ta fosta. De ziua anunții, unde? Oi fi topit, nu știu, s-o tăiem, știi, pe sistemul ăsta. Deci nimic nu mai știu. Eu n-am înțeles cum i-a întrebat Mihai Albu de rochia de mireasă a fostei soție. Adică nu rămâne la soție, rămâne la Mihai? Păi, mai bine le întreb pe el. Iale. Sau depinde unde s-a dezbrăcat în noaptea nunții, că și asta e interesant. Că dacă s-a dezbrăcat de rochia nu... Tu de câte ori... A fost meritat o singură dată. Vezi ce întrebări îți vine să pui? Nu, eu am răspunsul, de ce întrebări să mai pun? Mai am un pic și mă mărit a treia oară dacă mă supăr. Odată mai au niște nervi. Doamne ajută, hai să facem anul ăsta ca să se încheie bine și după aia anul viitor, rachetă nucleară, bam. Unde n-ai bani măritem? Pe câmp? Unde găsești tu locantă din septembrie? Dar nu-ți trebuie locantă! Păi și cum? Îți trebuie un om, ori de la, de la starea civilă, ori de la omul Dumnezeu, la biserică. Păi nu, e frumos să mă duc la pop. Păi asta. Deci bărbat care va să zică telespectatorii, vor înțelege că avem. Deci, asta e frumusețea. Noi doar căutăm locație. Noi, dragele de noi, avem jumătate din probleme rezolvate, adică dorim să ne mărităm. Ei nu știu că noi am informat. Noi am găsit. Eu l-am cerut pe unul de bărbat. Dumnezeu. Deci fii atent. Cum? Cum auzi? Cum l-ai cerut? Prieten, fii atent, spune, prieten de 30 ceva de ani, am încredere ca în doamne, deci ceva deosebit. Da. Și la un moment dat i-a zis, bă, prostule, fii atent cum stăm noi. Nu mai suntem cu amor ghebos la 50 ceva de ani. Ce ne mai trebuie nouă acum cu pasiune, cu fluturi, insomma? Treaba asta administrativ, simplu. Ferească Dumnezeu, ți se întâmplă ceva, ferească Dumnezeu, mi se întâmplă ceva. Celălalt trebuie să ia decizii în legătură cu boșorogul de lângă el. Dar de celuilalt, clar. Deci, deci sunt doi boșorogi. Deci putere de cineva trebuie să aibă. Decât atât. Nu, frate, știi de ce? De ce? Pentru că nu... Nu vrea să semneze contract prenupțial. Yes! Eu nu-mi convinsă! Ba, vrea. A. Okay. Asta zice, bă, păi și atunci care eu nu stau ca tine. Aia. Și atunci va trebui... El, până la urmă, a zis nu. Ca să... Deci mi-a dat-o la temelie. Eu îl înțeleg. Nici eu nu m-aș lua pe mine. Era de for... Mă știe de 33 de ani. De 33 de ani știe și ce... Asta am vrut să zic eu, dar am zis, nu zic așa ceva la televizor, că nu m-aș lua, deci eu când m-am cerut pe mine de nevastă, m-am refuzat. Te-ai refuzat și da, tu? Păi da, păi am la argumente și nebună și apucată și workaholică și vai de creierii mei. Da, bun. Pe tine te-aș lua, dar avem o problemă de... Nu, da, parcă, știi? Înțeleg, da, înțeleg. Că...